L'Ancien Régime et la Révolution, Vechi Regim și Revoluția. E un volum pe care l-am tradus, cum am făcut și cu altele împreună cu unul dintre studenții cu care am lucrat, în acest caz Constantin Davidescu. E cartea în care Tocqueville arată în ce fel Revoluția a mișcat opinia și societatea franceză și în ce fel elitele s-au comportat în raport cu schimbarea. E una dintre cărțile pe care Tocqueville a consacrat-o Revoluțiilor Moderne, cartea despre democrația americană cea mai cunoscută. Această carte, Vechiul Regim și Revoluția, e reflecția fundamentală legată de Franța. Tocqueville începuse și o a treia carte despre Revoluția engleză, cea de-a treia mare revoluție. Din păcate, n-a reușit să o termine. Au rămas doar note. La un moment dat am recuperat și am tradus în română sub forma unor mici fermente bucăți din reflecția pe care l-a consacrat-o Angliei și Irlandei, de asemenea.